o copiez pe Iulia Albu sau Câțăina Transgender. Campion pe Moldova la cel mai frumos cocoș, Matilda, că este o cochinchina. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou clip aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi vorbim despre pasiunea mea cu găinile, sau mai bine spus cu absolut tot ceea ce înseamnă pasăre, pentru că îmi plac și leștile, și rețele, și găinile, și curcanii, și papagalii, și absolut toți felii din aripată care există pe acest pământ. Și nu uitați, dacă nu urmăriți canalul, vă invit să o faceți, mă găsiți și pe Instagram, și pe Twitch, și pe TikTok, sunt foarte activă peste tot. Așa că, haideți să începem! Ideea este la bază că nu există un motiv pentru care îmi plac, pur și simplu îmi plac. Mi-a plăcut pui de când eram mică, bunica obișnuia să pună incubator și punem cam în fiecare an un, două, trei incubatoare pe an chiar și ieșeau mult, păi vă dați seama, și la toți le punem nume, le-am făcut într-un an și buletin. Eram extraordinar de implicată, invested în această activitate de fermă, că am crescut la țară și am avut pe parcursul vieții mele, dați seama, o grămadă de animale. O să vă las aici câteva păsări pe care eu le-am avut, care au fost cu totul speciale. O să începem cu Puffy, nu știu unde să-l pun, în stânga, în dreapta. La noi în sat există un nene care tot așa este foarte pasionat de găini. Și când eu eram mică, aveam vreo 10, 11, 12 ani, am aflat de dânsul și m-a dus mama la el acasă. Și omul avea foarte multe tipuri de rase, de găini, de gâști, de mai multe, printre care avea un cocoș superb alb. Și m-am dus acolo și m-am uitat și la final, după ce, mă rog, am terminat această vizită, îmi spune doamna Ista că am ceva pentru tine și a venit cu cocoșul cel mare la mine și mi-a spus că e a tău. Aveam să aflu atunci că cocoșul pe care mi l-a dat fusese de 2 ori sau chiar de 3 ori, dacă nu mă înșel, campion pe Moldova la cel mai frumos cocoș și a fost cocoșul meu pentru următorii 4-5 ani, cam așa. L-a chemat Puffy și a fost absolut dragostea vieții mele. Era atâta de cuminte și atâta de frumos, doar îl vedeți. Era un cochinchina gigant alb. Nu a murit că l-am tăiat în mod evident, nici o găină pe care o am eu nu o tăiem. Nu o sacrificăm, ci o ținem până când e moare de moarte bună, cu atât mai mult, de oricâte ori a fost nevoie, eu venit veterinara și am dat pastile și am intervenit pentru găini. Găinile pentru mine sunt animalele mele de companie. Și m-am ocupat dânsele atunci când a fost cazul, ca și cum aș fi avut un câine bolnav, mâț sau papagale, de care din nou mă ocup. După care am mai avut mai mulți pui foarte frumoși, am avut-o pe Pucuțuca, am avut-o pe Ouța, care au fost niște găini de carne, de care m-am atașat foarte tare, că erau foarte grase, superbe, absolut superbe. După care mai am niște găini, dar eram mică, mi-aduc aminte ce nume le-am pus. Ișca, Gladys, 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 a fost cloșca lui bunica. Dar eu eram mică pe atunci, numai ce intrasem la școală și au clocit 7 ani la rând. A fost cloșcă o dată, 2 ori pe an. Și clocea și era o cloșcă extraordinară. Era cam sălbatică, cât și drept. Dar noi în fiecare an știam că Gladys clocea și chiar așa era. Era cloșca noastră care clocea și bunica o ținut-o pentru mine toți anii ăștia. Și am avut în felul acesta și cloșca. Parcursul vieții mele a tot fost chestia asta că o copiez pe Iulia Albu sau că vreau să fiu ca Iulia Albu sau că mă inspir de la Iulia Albu cu pasiunea asta pentru găini, când de fapt eu am fost așa dintotdeauna. Mi-a plăcut găinile din absolut tot timpul. Mă supără cu unii oameni și permit să vorbească în măsura în care suntem mai mulți pe această planetă cărora ne place rozul, cărora ne place shaorma, oameni care se rad în cap sau cărora le place să călătorească. Nu înseamnă că ne copiem, înseamnă că unii oameni sunt așa. Poți să o arăți sau poți să nu o arăți. Eu nu mă cunosc personal cu Iulia Albu, dar ne urmărim și pe Instagram, și pe TikTok. Ne-am mai dat comentarii. She's sweet. Pentru că ea are cu găinile. Ba da, mie îmi place, mi-e simpatică. Și nici pe departe nu s-a pus problema să se simtă atacată sau să se simtă jignită sau să se simtă că o copiez în tot timpul ăsta. Presupun că mi-ar fi scris exact chestia asta. Pentru că nu a fost cazul. Momentan nu am multe găini. Am 9 și cu ale bunicii 12 și cocoșul, cât e, 22?
sex act al gospodării e normal. Găinile pe care eu acum le filmez pe internet și pe care cumva le-am făcut vedete și care sunt în atenția publică de, nu știu, 2 luni, sunt găinile pe care mi le-a cumpărat tata. Într-o seară eu facem stream, să nu mai știu ce facem, eram ocupat, eram cu capul întâi de părțile, și vine mama, bate la ușă și eram, dau capul în jos, era Matilda. Era superba de Matilda în brațele ei, vă las poze. Absolut superbă Matilda. Mare așa. Nu știu ce rasă este. Pentru că aș îndrăzni să spun și despre Matilda că este o cochi în China, dar după penaj, este altă rasă care nu știu cum se cheamă, dar vă las aici poză. Vă dați seama că nu este rasa originală, cum acela primise, mă rog, ouă de la găinile lui și asta i-a ieșit. Și a ieșit și una care seamănă cu rasa aceea, cel mai probabil. Găinile pe care le-am acum, astea nouă pe care mi le-a cumpărat tata, pe toate le cheamă Matilda. That's the point. Toate sunt Matilda. Până săptămâna asta, când am filmat un clip și îl pun aici. Clipul a prins extraordinar de bine, a făcut aproape 1 milion de vizualizări într-o zi, extraordinar de bine, pe TikTok. Și după ce am terminat de filmat, am lăsat-o pe Matilda jos și Matilda a început să strige găinile la mâncare. Adică nu este fetiță, pentru că doar cocoșii strigă găinile să mănânce. Și ne-am dat seama că din cele 9 găini pe care mi le-a luat tata, una de fapt este cocoș. Matilda, nu știu cum îl cheamă. Chiar am făcut clip despre asta. Și acum... nu știu ce fane, ne mai gândim. Oricum sunt foarte cumințe, l-am văzut că e crescut o leacă de barghie, avea barghiele mai mari, avea creasta mai mare și mai roșie. Zic, da, doar sunt găini cu creastă mare, efectiv, sunt găini cu creastă atâta, fără memă. Da, nu, găini cu creastă mare, aia e. N-am mai avut. Dacă ne-am văzut că strigă găinile la mâncare și când ne-am văzut și pe coada, că începe să semene cocoș acum, zic, gata. Mi-au comentat oamenii că este transexualul Matilda, că este găina transgender, transgender king, și așa, nu este transgender, este pur și simplu băiat. Nu a făcut nicio tranziție de la bărbat la femeie sau invers, pur și simplu a fost un timp băiețel, dar nu ne-am dat noi seama de chestia asta. Așa că revenind la discuția principală a clipului de astăzi, este că îmi plac găinile că îmi plac găinile. Și nimeni nu poate să schimbe asta și sunt niște animale cumva underrated. Pentru că sunt și pot să fie extrem de interesante și extrem de istețe și pe lângă că sunt super frumoase, ok să cacă non-stop, I know, I got it, așa sunt păsările. Păsările să cacă non-stop din cauza metabolismului, pe parte bagă, pe parte scot. Asta este. Sunt tătă ziua găina scormonești, găsești pe jos, mănâncă și ea este foarte... are arderile foarte rapide de asta să... așa că cam asta este, dragilor. Dacă nu v-ați abonat, vă invit să o faceți acum. Dacă vă place clipul din nou și ce aveți de făcut și dacă aveți alte idei sau orice fel de propunere, vă invit să comentați. Până data viitoare, să fiți sănătoși și să vă meargă toate din plin.